Bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 bum. Într-o zonă pitorească de Codru, la 40 de kilometri nord-vest de Chișinău, se găsește una dintre cele mai vechi mănăstiri din Moldova, Căpriana, întemeiată în anul 1429. Mănăstirea a fost folosită mult timp drept reședință de către Mitropolitul Moldovei, iar între domnitorii care au ctitorit-o se numără și domnul Ștefan cel Mare. Cea mai semnificativă mențiune documentară datează însă de pe vremea domnitorului Alexandru cel Bun, când mănăstirea Căpriana a primit statutul de mănăstire domnească. Ulterior, documentele apărute au menționat și alte detalii despre mănăstire, în care se presupune că locuiau aproximativ 50 de călugări, incinta așezământului monahal fiind compusă din biserica propriu-zisă, stăreție și mai multe chilii unde locuiau călugării. Întrucât s-a bucurat de statutul de mănăstire domnească, mănăstirea Căpriana s-a aflat de-a lungul timpului sub grija mai multor domnitori care s-au succedat la conducerea provinciei. Inițial, mănăstirea a fost construită din lemn și a fost avariată în mai multe rânduri în urma năvălirilor turcilor și tătarilor, ctitorul construcției din piatră fiind domnitorul Ștefan cel Mare. Lucrări de restaurare au fost conduse în timp de către Petru Rareș, după cum menționează cronicile lui Grigore Ureche, și de Alexandru Lăpușneanu, care a oferit importante donații mănăstirii. După ce Basarabia a fost anexată Imperiului Rus în anul 1813, mănăstirea Căpriana a trecut sub conducerea Arhiepiscopiei Basarabiei, care a întreprins mai multe lucrări de restaurare asupra ansamblului mănăstiresc. În anul 1820, vechea biserică de la mănăstirea Căpriana a fost reparată, însă a suferit și mai multe modificări în comparație cu înfățișarea pe care aceasta o avea inițial. Una dintre turlele bisericii a fost înlăturată complet, construindu-se în locul acesteia o turlă nouă, după specificul rusesc. După anul 1947, de aici au fost alungați călugării, iar mănăstirea a fost transformată într-un sanatoriu pentru copiii bolnavi de tuberculoză. Oficial, închiderea mănăstirii a avut loc în 1962. La începutul anului 1989, lăcașul a fost redeschis, începându-se lucrările de restaurare. Arhitectura ei poartă amprenta eclecticii și a stilizării de tip pseudo-bizantin, însă prezintă și câteva elemente ale arhitecturii moldovenești. Pictura din interior este bine păstrată și poate fi admirată de credincioșii ce trec prin această zonă. Recent, a fost restaurat și iconostasul, biserica având farmecul ce îl avea odinioară. Planul bisericii este alungit și treflat și în partea naosului și în partea altarului. Astăzi, biserica este restaurată și deschisă pentru credincioși.